De anul acesta, o nouă școală post-liceală vă așteaptă în județul Hunedoara. Școala sanitară post-liceală Regina Maria Lupeni va deschide în luna mai seria înscrierilor la studiile de asistenți medical generaliști, într-un proiect care asigură următoarele beneficii cursanților. Școlarizare gratuită, cursuri de limba germană oferite de Senecura, loc de muncă asigurat la finalul celor 3 ani de cursuri într-una din clinicile deținute în Austria, cu 14 salarii pe an, stagiu de pregătire în Austria cu cazare și masă asigurate. Urmează cursurile școlii post-liceale sanitare Regina Maria Lupeni, susținute de Senecura. Detalii despre oferta educațională la 0728-775-981 sau pe www.sps-reginamaria.ro. Alege o pizza bună preparată după vechile rețete italienești. Te învățăm noi. Consulți meniul pensiunii Cheile Brăiței și alegi dintr-o gamă variată exact pizza pe care ți-o dorești în farfurie. Folosim ingrediente naturale, iar pizzarii noștri sunt gata să satisfacă și cele mai sofisticate gusturi. Mai mult, nu trebuie să ieși din casă pentru a-ți face pofta. Venim noi cu pizza livrată la domiciliu. Pune mâna pe telefon și comandă 0354-405-967 sau 0738-497-929. Cheile Brăiței. Pizza aia de care ți era dor. Mereu o provocare, dar te poți baza pe motofelul tău Stihl.
cu tehnologie stil M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Acum ai motofereastrăul stil MS170 cu motor pe benzină la doar 1050 de lei. Descoperă întreaga ofertă promoțională în magazinele distribuitorilor noștri. Pentru și mai multe oferte promoționale la produsele stil, inclusiv accesoriile acestora, te așteptăm în magazinul Brian Impex, strada Nicolae Bălcescu, numărul 5, parter, vis-a-vis de piața agroalimentară Petroșani. Detalii și informații la telefon 0254 546 746 și 0728 932 427. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I, într-o perioadă în care România intră încet, dar sigur, în febra alegerilor. Dacă ați mers pe drum și pe unde altundeva puteți merge, dacă ați ieșit din casă, ați băgat de seamă deja chipurile optimiste ale candidaților, vă zâmbesc ba din dreapta, ba din stânga, ba de sus, ba de jos. Îmi aduc aminte ce a fost în 2020, de pildă la Petroșani. Vă aduce și dumneavoastră aminte că doar aici am trăit toți. Unul dintre actorii de atunci, dintre principalii actori, care a rămas în jocul politic, însă acum privește lucrurile mult mai detașat, pentru că nu candidează în mod direct, este responsabil, înțeleg, pentru o zonă din județ, din partea Partidului Social Democrat, se ocupă cumva de țara Hațegului, de Ținutul Zimbrilor, de comunele de sub munte, așa cum s-ar spune, adică s-a dat mai la umbră, face parte din echipa lui Laurențiu Nistor și este un om care știe multe din culisele politicii hunedorene, dar în același timp și din ce se întâmplă în Consiliul Județean Hunedoara, domnia sa fiind unul dintre cei mai apropiați oameni de președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor. V-ați dat seama, este vorba despre domnul Costel Avram, ultima dată aici, în calitate de vârf de lance al opoziției, dacă vorbim de Petroșani. Acum, sigur, lucrurile s-au mai schimbat și a resentimente mult mai bune vis-a-vis de cei care conduc urbea. Frumoasă prezentare, da? Mulțumesc frumos pentru prezentare și îmi place ce spuneați înainte, că eu sunt unul din actori. Da, vreau să vă spun că recunosc că sunt unul din actorii campaniei electorale din 2020, dar nu sunt un circar. Circarul care este acum în Petroșani a fost și în 2020. Este acum pe la PNL. Eu am rămas același. Eu am rămas același. Dar am văzut acum niște scene parcă din filme de groază cu un actoraș de pe, a fost pe la Petroșani, acum este pe la prin Oltenia, nu știu pe unde, dar din actoraș a ajuns circar. Cu toate că îi voi propune președintelui Consiliului Județean, poate facem un circ și noi în județul Hunedoara și atunci îl putem angaja ca un circar. Și acest circar se vrea primar la Petroșani. Între primarul actual, Tiberiu Iacobriții, și acest circar, de departe, cred că oamenii vor alege pe actualul primar. Doamne. Fiindcă circarul nu are ce căuta la noi în municipiul Petroșani. Doamne Dumnezeule mare, că suntem în postul Paștelui, că vă aud spunând și asta. Păi dacă acum 4 ani cineva mi-ar fi spus că domnul Drăgodescu, domnul Drăgodescu, în politică niciodată să nu zici niciodată. Până la urmă toată am fost adversari politici. Nu neapărat dacă ești adversar politic trebuie să fii și dușman. Până la urmă toată și funcția pe care o ocup acum ca de administrator public și Iacobriții de primar al municipiului Petroșani sunt niște funcții pentru comunitate. Nu sunt pe persoană fizică. Costel Avram trebuie să... Eu văd în afara persoanei mele, eu văd
funcția de administrator public care trebuie să rezoneze cu funcția, cu primarul municipiului Petroșani. De aceea, până la urmă toată, hai să vedem, dumneavoastră, credeați vreodată că PSD-ul va face guvern cu o majoritate în Parlament cu cei de la Partidul Național Liberal. Până la urmă trebuie trecute peste toate orgoliile și trebuie să vedem exact ce se poate face. Avem la nivelul României o guvernare stabilă și cred că trebuie să mergem înainte. Sigur, ceea ce mă face să stau tare să mă gândesc, să văd exact ce se întâmplă în județul Hunedoara. Ce circ pot să facă cei de la Partidul Național Liberal? Domnule Drăgutescu, nu cred că poți azi să-ți faci o filmare la Chișcădaga și să spui cum se face cimentul aici la noi, în județul Hunedoara, dar din păcate este cineva vinovat că cimentul nu este a românilor, ci este a străinilor. Eu cred că și dacă ai și funcția de prefect al județului și dacă ești și candidat la Consiliul Județean... Ați intrat într-o logică politică de la bun început. Dar ascultați, domnul Drăgutescu, păi ce facem noi până la urmă toată? Este vreme. Privatizarea de la Chișcădaga este o lucrare de bune practici. Nu știu despre ce vorbiți. Ați venit să vorbiți de ciment? Păi nu. Dumneavoastră, când vin aici la dumneavoastră, mă întrebați ce vreți, eu vă răspund ce știu eu mai bine. Nu, dar important ar fi să-mi răspundeți la ce vă întreb. Da, nu despre ce-i vorba. Deci, dar ce s-a întâmplat, lămuriți-ne, ca să înțelegem, cu cimentul și cu betonul. Păi dacă dumneavoastră mă ascultați, candidatul Partidului Național Liberal, așa, prefectul județului, a mers la Chișcădaga și a făcut un live în care a spus, domnilor, ce bine era odată când fabrica era a românilor și acum nu mai este a românilor, ci s-a vândut și vinovat, nu știu cine este, căutați-l la Consiliul Județean. Și dacă mâine ar veni președinte al Consiliului Județean, bine, că asta în modul ipotetic, nici în visele cele mai frumoase ale lui Călim Marian nu va ajunge la Consiliul Județean. Ba aveți dreptate. Trece pe lângă Consiliul Județean, poate să vină în vizită la Consiliul Județean, dar să ocupe fotoliul... Lăsați-o în pace, domnule. Fotoliul de președinte al Consiliului Județean, niciodată. Niciodată. Dar de unde știți? Aveți numai certitudine că deja va pleca și din funcția de prefect, poate să fie un funcționar public foarte bun la APIA, foarte bun, un funcționar public și uitați așa. Păi, ați venit de la bun început pus pe scandal. Nu, domnul Drăgutescu, cred că în postura aceasta nu am fost niciodată. Chiar așa este că nu candidez. Nu candidez, nu voi fi pe nicio listă și atunci din postura de om liber pot să vorbesc. Și pot să am opiniile mele față de Tiberiu Iacobriții, față de Laurențiu Nistor, de Călin Marian. Acum le-ați nuanțat vis-a-vis de Tiberiu Iacobriții. Înțeleg că ați băut cupa păcii. Înainte, eu sunt curios. Am câteva curiozități. Este prima apariție într-o emisiune în care îi se pun și întrebări domnului Costel Avram. De obicei, domnia s-a întreabă și moderatorii când se duce. Nu mai știu ce să răspundă. Bun. Este prima emisiune la care participați după cea mai importantă mișcare politică din ultimii 4 ani în județul Hunedoara, Tiberiu Iacobriții, cel mai bun primar liberal din județ. Asta era, în opinia doamnei Vietuța Stănescu, înainte de a trece la PSD. La Partidul Social Democrat. După ce a trecut la PSD, nu mai este cel mai bun primar. Nu mi-a spus asta. Mi-a spus că este un primar foarte bun și un om priceput, Vietuța Stănescu. Da. Bun. Întorcându-ne, dumneavoastră cu Tiberiu Iacob Ridzi, cupa păcii înainte sau după acea după-amiază atât de spectaculoasă în politica hunedoreană? Deci nu cred că trebuie să mai spun eu încă o dată. Nimeni din Partidul Social Democrat nu a știut de venirea lui Tiberiu Iacobriții și este foarte bine. Președintele Laurențiu Nistor a avut discuțiile purtate cu Tiberiu Iacobriții, iar din punct de vedere a strategiei politicii Partidului Social Democrat, a strategiei campaniei electorale care se prefigurează, este o acțiune foarte reușită a președintelui Laurențiu Nistor și toate meritele le are Laurențiu Nistor. Nimeni din Partidul Social Democrat nu a știut că
Tiberiu Iacobliță va trece la Partidul Social Democrat. Este oportun. Ca să, este... să nu-și asume alții meritele. Nu-și asumă nimeni. Nimeni nu trebuie să-și asume. Nu-și asumă nimeni, n-am auzit pe nimeni spunând asta. Spuneți-mi, este oportună venirea lui Tiberiu Iacobliță în Partidul Social Democrat? Este un dușman de clasă al socialdemocraților, singurul om din Valea Jiului și în cele mai multe cazuri și din județul Hunedoara, care v-a pus probleme. A renunțat de câțiva ani să mai facă politica la nivel județean și a văzut de Petroșani, însă aici când v-a prins, v-a bătut ca partid. Deci sondajul de opinie arăta că Partidul Social Democrat nu câștigă alegerile nici în 2024. Din start este mai bine pentru partid PSD prin faptul că va avea primar la, în municipiul Petroșani. Colaborarea pe care va fi între conducerea Consiliului Județean viitoare și primarul municipiului Petroșani va fi benefică pentru locuitorii municipiului Petroșani. Și ca să vă spun așa, chiar mâine, într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean, avem vreo 6 puncte pe ordine zi, dacă nu mă înșel. Unul din punctele care este pe ordine zi este preluarea unor drumuri din administrarea municipalității Petroșani. Domnule Avram, dumneavoastră sunteți un om politic de către Consiliul Județean de Servicii. Eu rămân vorba francezului, bouche-bée. Adică dumneavoastră acum încercați să-mi spuneți că până acum aceste drumuri nu au fost preluate, da, pentru că Iacobliță era liberală. Da, ascultați. Cum se întâmplă astea acum? Dar nu, domnul Drăgutescu, dacă nu mă lăsați să vorbesc. Domnul Drăgutescu, dacă nu au mai fost discuții purtate între primărie acum și... Acum au mai fost așa. Orașul, da, și județul. Dar de ce nu mă lăsați? Da, știți despre ce drum este vorba? Logica. Este o fractură logică. Și dacă eu vă spun exact logica, vă cere scuze că nu știți. Dom'le, drumul care merge... Drumul care merge către Cabana Rusului, drum județean, da? Da. Bun. La o intersecție... Ascultați! Da, ascultați! Până acum o lună, problema se punea așa. A fost un podeț care s-a surpat. Acolo se circulă foarte greu. Noi, dacă nu vom rezolva problema să preluăm strada Bujorului, să dăm circulație pe un singur sens în sus și să ne întoarcem pe strada Bujorului... Am înțeles, tehnic. E perfect ceea ce spuneți. Întrebarea mea este... Asta e urgent. Cu Tiberiu Iacobliță în Partidul Național Liberal, drumul ăsta nu se putea prelua. Domnul Drăgutescu, nu înțelegeți că acolo a fost surpat un pod în care acum suntem obligați să luăm acest drum? Deci îl luați și dacă era Tiberiu Iacobliță din PNL? Posibil să fi luat. Posibil. Dar nu e posibil. Oamenii din Petroșani treceam pe acolo. Ba da, nu numai din Petroșani, că ăsta e drum județean. Trece pe drum toată lumea. Din toată lumea, da. Domnul Drăgutescu. Da, eu cred că apropierea dintre Consiliul Județean și discuțiile care se poartă între conducerea Consiliului Județean, conducerea primării, poate aduce beneficii. Iar până la urmă, toată dumneavoastră, unul care mergeți mereu sus la Cabana Rus sau mergeți sus, nu e bine să găsim soluțiile pentru acest drum? Pe mine mă sperie că aceste probleme nu se rezolvă decât dacă primarul e în Partidul Social Democrat. Eu aș fi văzut lucrurile așa. Politica e politică, administrația... Dar de ce nu vă sperie pe dumneavoastră, de exemplu, că facem un drum județean între două unități administrative, București, Bradului și Balșa, care sunt ale primarii, sunt ale Partidului Național Liberal. Dați-mi voi, am vrut să vă pregătesc surpriza asta pentru finalul emisiunii. Vă felicit și o spun cu toată seriozitatea. Se întâmplă foarte rar asta. Pe dumneavoastră, cei de la Consiliul Județean Hunedoara, am fost ieri până la Casa Memorială Drăgan Muntean. Pentru că în vară... Fiindcă anul trecut ne-am întâlnit acolo și nu era... În vară, da? Eram în ogradă la Drăgan Muntean. Exact. Și eram împreună. Costel Avram cu... Eram împreună la un eveniment, da, de mare amploare. Costel Avram era acolo la Laurențiu Nistor, Doinița Bălănesc, consilier județean din Valea Jiului. Un praf... Când m-am dus de la biserică, am mers pe jos. De la biserică până la Casa Memorială Drăgan Muntean, un costum bun am, era să mă îl prăpădesc și pe ăla. Lăsați, vine campania electorală acum și vă cumpărați al doilea costum. Da, speram să-mi cumpăr trei, da. Încetul. Și ce se întâmplă? M-am dus un drum praf la propriu și pulbere.
Laurențiu Nistor a promis în acel moment că va rezolva problema asta. Ieri, pentru că aveam un timp liber, m-am dus să văd, pentru că am auzit că au făcut acest drum. Este impecabil până acasă la Drăgan Muntean. În Ținutul Pădurenilor, te duci de la Ghelari, mult mai sus, arată foarte bine acel drum. Bun, întorcându-mă, nu spuneți mie... Și acolo la Drăgan Munteanu, domnule Drăgutescu, bunima este tot un primar de sorginte liberală. Pe care aveți de gând cumva să-l trageți prin gard. Nu, văd că asta faceți. Nu. Băgați și... Nu. Deci atunci dumneavoastră nu veniți să-mi spuneți, păi uitați-vă la toate lucrurile. Dumneavoastră veniți și îmi spuneți, noroc că Tiberiu Iacob Ridzii... Bă, ce ați înțeles voi? Îi întreb pe colegii mei. Nu, asta ați înțeles. Nu, dumneavoastră noroc că Tiberiu Iacob Ridzii a trecut în Partidul Social-Democrat, că s-a rupt un podeț și acum drumul trebuie preluat de Consiliul Județean. Dumneavoastră ați înțeles și le induceți și la angajații noastre această... Bă, așa este, așa trebuie să spuneți. Și la telespectator. Nu, că la noi nu e ca la Consiliul Județean. La noi e mai... Eu cred că până la urmă toată important este că beneficii sunt pentru locuitorii. Deci până la urmă, ce să mai... Dumneavoastră sunteți un om care în general nu se dă după copac. Vă rog. Probabil decât atunci când are alte treburi. Dar lucrurile mergeau mai greu dacă Tiberiu Iacob Ridzii nu era în PSD. Asta încercați să-mi spuneți. Este bine că Partidul Social Democrat va avea primari în toate localitățile din Valea Jiului. Acum vedem că nu aveți... Nu totdeauna în politică 1 plus 1 fac 2. Nu înseamnă că procentele PSD-ului cu procentele PNL-ului vor fi aceleași care erau separat. Dar oricum PSD-ul va avea acum PSD-ul va avea un procent mai mare decât avea înainte. Cum vă scoateți, pentru că vreau să discutăm și administrație, cum vă scoateți cămășuța acum, da, în an electoral, Consiliul Județean Hunedoara, că trebuie să vedeți podețe. Eu înțeleg că bugetul e un turtoi. Dumneavoastră să-mi spuneți dacă e așa sau spuneți. Nu. Poale în brâu, una mare așa. Da. Plăcintă, pentru că veniți dintr-o zonă unde... Și pui mămăliga pe ea și o tot împarți. Da. Cu cât se adună mai mulți în jurul mămăligii, adică cu cât sunt mai mulți primari social-democrați în jurul mămăligii, nu este chiar așa. Nu e așa? Da. Fiindcă bugetul este mămăliga aia care spuneți dumneavoastră, care trebuie împărțită la 69 de unități administrative, da? Acum, dacă PSD-ul va avea, până acum avea 36 de primari, acum vor avea, eu cred că va avea undeva la 43 de primari, da? 43 de părți le ia PSD-ul, restul rămâne la ceilalți. Deci nu este nicio problemă. Deci e tot așa până la urmă. Tot așa, da. M-am mai liniștit. Nu, făceam, dacă nu, puteți lua și o pastilă. Îmi făceam probleme, încă nu am ajuns acolo, dar îmi făceam probleme. Știu că în Consiliul Județean, în general, nu numai în Consiliul Județean Hunedoara, împărțirea e ultima pe care, prima dată se învață adunarea, după aceea se învață mulțirea, nu, pe urmă împărțirea, scăderea ultima, nici nu poate fi vorba. Nu știu de unde aveți dumneavoastră aceste date. Așa am auzit. Se vorbește prin popor. Eu cred că noi nu trebuie să mințim poporul cu televizorul. Dacă aveți date concrete, spuneți. Cu televizorul ăsta nu l-am mințit niciodată. Televizorul ăsta nu știți foarte bine. Cu alte televizoare, mă rog, fiecare. Păi nu, dacă totuși aveți aceste date, vă rog să le spuneți. Eu pot să spun doar atât. Că după 4 ani de zile, administrația județeană condusă de Laurențiu Nistor a arătat că ceea ce a promis în 2020 devin fapte în 2024. Mai sunt lucruri care sunt în curs de rezolvare și de aceea Laurențiu Nistor candidează pentru un nou mandat pentru a pune la punct toate proiectele care sunt începute să le ducă la bun sfârșit și să fie finalizate. Vreau să vă spun că administrația lui Laurențiu Nistor a împărțit banii echilibrat în tot județul, a dat bani și pentru sănătate, și pentru învățământ, și pentru infrastructură. Dacă aveți date, vă rog să-mi spuneți și mie. Nu au fost chiar de mulți bani în ultimii 4 ani. În 2021, în 2022. Scot catastiful. Săptămâna viitoare, când veniți. Acum, am văzut că anul trecut au fost niște sume prietenoase. Da, anul trecut și anul acesta. Și anul acesta, da, da, în trecut 2021-2022. Da. Atât i-au dat Partidul Național Liberal. Păi vedeți, tot la partide ajungem. Bun, întorcându-ne. Vă rog.
cum va gestiona Consiliul Județean Hunedoara un an atât de delicat? Nu este ușor. Păi știu. Nu este ușor deloc, fiindcă este un an electoral, fiecare își dorește cât mai mult, banii sunt aceiași, dar printr-o analiză pertinentă, o analiză echilibrată, Consiliul Județean va duce la bun sfârșit. În același timp vă pot spune că și ieri făceam o analiză cu Laurențiu Nistor. Consiliul Județean are foarte multe proiecte europene, Consiliul Județean are foarte multe cofinanțări. În același timp avem un grad de înnaturare de 17%, avem voie să până la 30%, deci suntem o unitate administrativă fără nici cea mai mică problemă financiară. Trebuie să ne gândim foarte serios și cum cheltuim banii și atunci lucrurile sunt pe făgașul normal. Spuneți-mi vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Petroșani. Oamenilor le e greu să înțeleagă cum doi la început ați fost prieteni, apoi ați fost dușmani. Există și un cântec celebru: am prieteni și dușmani. Hopa! Am fost adversari politici. Discuția un pic, a depășit spectrul politic. Oamenii acum nu înțeleg cum ați venit dumneavoastră și cu asta ați început emisiunea. Nu m-ați lăsat nici să întihnească gura asta de ceai, că ați și sărit pe principalul... Mie tare milă de dumneavoastră că nu m-a tignit... Pe principalul, pe unul dintre contracandidații lui Tiberiu Iacobriți. Ce contracandidat? Circarul este contracandidat principal. Eu nu știu despre cine vorbiți, nu cunosc niciun circar. Vă spun eu. Nu trebuie să-mi spuneți că nu e interesant asta, dar am văzut că... Dacă îmi cereți să vă dau numele, nu vreau să-i fac audiență. Chiar astăzi la audiență a venit unul din actori pe la mine, de fapt mai mulți, care să-mi spună despre circar. Și am zis, domnul, nu mi-e trebuie să-mi spuneți. Hai să mergeți la televiziune, la presă și să spuneți adevărata față a circarului. Și veți avea surprize. Vor veni. Nu m-a preocupat această dispută nici atunci și nu mă preocupă nici acum. Pe cei care atunci spunea una și acum spun alta, nu vreau să-i văd din această poziție, pentru că sunt lipsiți de caracter. Cum au fost, de fapt, atunci, se dovedesc că a fi și acum. Dar... Oamenii se mai schimbă, domnul Dumnezeu. Sigur, sigur. Am văzut că acum vă străduiți să-i angajați la teatru dramatic. Nu știu dacă nu i-ați și angajat pe unii dintre cei care vă spuneau lucruri grele vis-a-vis de familie, vis-a-vis de persoană, pentru că, bun, să spui că Avram este un prost administrator public, poți să spui, să-i identifici probleme. Dar vis-a-vis de om, vis-a-vis de persoană, vis-a-vis de familie, câte mizerii și câte măgării s-au spus atunci într-o parte și în alta. Asta nu pot să o înțeleg și nici nu voi găzdui niciodată astfel de lucruri bune. Care sunt principalele treburi pe care le veți face în Valea Jiului în acest an electoral? Acum Valea Jiului este din Tirici până la Câmpul Unea Groșie, social-democrată. Și dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, avem și acum, multe, nu știu, după 9 iunie. Multe îndatoriri. Poftim? După 9 iunie, nu știu. Hai, domnul Zăgutescu, iar nu vreți știu. Să insinuați și să duceți la oameni. Tot roșie va fi. De asta și dumneavoastră aveți aici mesele tot roșii. A știut. Acum 12 ani am făcut-o. Domnul Zăgutescu, a știut că în 2024 totul va fi roșu. Și atunci să vă puneți bine cu puterea, hai să fac roșu. Ați greșit. Domnul Zăgutescu, nu a greșit. Puterea e în altă parte, domnule. Cum puterea este puterea la fiecare om în parte. Putere nu, este la fiecare, om în parte. La fiecare om în parte. Problema e acolo, pe verticală. Acolo e puterea. Domnul Răgutescu, deci Consiliul Județean Hunedoara sau administrația condusă de către Laurențiu Nistor și-a propus să auzim ce faceți în Valea în 2020 asta. Foarte multe și suntem în anul 2024. După cum știți, în Vale, dacă e să discutăm acum, vin de la o întâlnire cu toți primarii din Valea Jiului și acum altfel au fost discuțiile, toți sunt la unison. Unde spuneți-mi, găsit... vă rog frumos să zăbovim, că eu sunt foarte curios. Cum s-a stat? A fost o masă rotundă? Sau... S-a stat așa, est-vest. Est-vest, nu? Est... Deci, spuneți-mi de la dreapta la stânga, Vasilică Jurca. Da.
Lângă el, Tiberiu Iacobrizi, mă da. Mai încolo? După aia a fost în partea înaltă, a fost Dan Boescu, a fost Dunca, a fost Merișanu. Lucian Rezmeniță? Nu a fost alt prezent Lucian Rezmeniță. Am zis, deci acum vorbeați cumva ca între social-democrați. Da. Și ce ați convenit? Adică la ce să ne așteptăm noi în acest an? Am convenit că Greenline-ul va funcționa. Azi s-au discutat împreună cu directorul societății de transport Greenline organigrama și ceea ce trebuie să facă în viitor această societate ca să poată funcționa. Cine mai e director? Tot Aurelian Nicola. El este directorul acestei societăți. Să vedem exact cum facem primii pași. Astăzi am discutat organigrama și statul de funcții a noii societăți într-un timp foarte scurt până la sfârșitul lunii. Toate autobuzele vor fi înmatriculate de către noi Consiliul Județean. În același timp au început lucrările pentru desființarea vechilor stații de firma care face de constructorul de la acest proiect. Urmează și la Petroșani ca lucrurile să fie și la Petroșani și la Petila. Până în luna mai trebuie să se asfalteze pe cele două tronsoane la Petroșani și la Vulcan, tronsoane din proiectul care este finalizat. Se lucrează intens la depoul de la Vulcan. În același timp se lucrează la și aici mi s-a spus că în două luni maxim se poate rezolva problema cu curentul electric unde vor fi montate stațiile de încărcare a autobuzelor, atât la Uricani, la Ninoasa, la Depou și la Petila. Lucrurile care sunt în atenția primarilor privind transportul Green Line în Valea Jiului. Veți avea, sau oamenii vor avea o surpriză mare, în sensul că s-a discutat și despre modul cum se va circula în Valea Jiului, de prețul biletului, care va fi mai mic față de ce este acum în Valea Jiului. Iar noi, Consiliul Județean, ne-am spus ideea că mergem, am proiectul, îl ducem la bun sfârșit, îl facem să funcționeze și de aici este problema primăriilor din Valea Jiului pentru viitorul acestei societăți. Dacă m-ați întrebat de Consiliul Județean, s-au început lucrările la drumul care face legătura sau alternativa către Herculane la Valea de Pești. Lucrăm, am făcut proiectul pentru prin AFM pentru canalizare și apă în pasul Vulcan. Am avut o discuție cu primarul Tiberiu Iacobliții și să vedem exact ce vom face pentru stațiunea Parâng, având în vedere faptul că, fiind proiectul acel mare, nu putem face alte investiții în Parâng și trebuie să iau o decizie, renunță la proiectul acela mare ca să putem aduce utilitățile și în stațiunea din Parâng. Mergem mai departe cu investițiile în Lupeni, în Straja. Sigur, acum, cum a spus dumneavoastră, sunt mulți, fiind toți primari, fiecare spune, Consiliul Județean cu cel mai ajută. Îl ajută exact cu ceea ce este legal și ceea ce poate. Am început, domnule Drăgătescu, pe PNRR, suntem în situația în care facem caietele de sarcini pentru Teatrul Ide Sârbu și pentru centrul de la Uricani. Sunt lucruri care se văd. A fost terminat și podul de la Petila. Lucrăm în continuare la mina Petila. Astăzi am fost la o discuție cu mai mulți experți de la București, Timișoara, Institutul Național al Patrimoniului, Consiliul Județean, Hunedoara, de la IT Valea Jiului, pentru proiectele pe care le facem la fosta exploatare minieră Petila. Și sunt aproximativ 18 proiecte din care la 16 avem surse de finanțare prin mai multe ghiduri, atât pe POR Vest sau pe tranziție justă. Deci sunt bani și într-un timp foarte scurt se vor vedea mișcări ale
Și astăzi am fost acolo pentru a vedea o vedere de ansamblu a investițiilor și a viitorului șantier care va fi la mina Petila. Și un lucru bun pe care am ajuns este că mina Deac va fi redeschisă. 10, 20, 30 de metri, nu înseamnă că scoți cărbune. Numai să arătăm că aici a fost făcută prima mină din Valea Jiului. Sunt planuri îndrăznețe, să vedem în ce măsură acestea vor fi duse la bun sfârșit. 100% vor fi duse la bun sfârșit, domnule Drăgutescu. Noi vorbim de fapte, nu de vorbe. Vorbe sunt alții care le fac. Fiindcă, dacă tot m-ați întrebat acum de fapte, de să vedeți dumneavoastră dacă se poate rezolva sau nu se poate rezolva, mi-am dat minte, sau stăteam și mă gândeam acum tot la prefectul ăsta Marmeladă, care se vrea și președinte la Consiliul Județean. Deci, eu n-am mai văzut că titlurile de proprietate trebuie să le iei primarul sau prefectul. Poate să le facă, da? La noi, în județul Nedoara, în Comuna Buceș, le-a dat vetuța Stănescu. În ce calitate? Parlamentară. Domnul Drăgutescu. Parlamentar. Domnul Drăgutescu. Acolo. Ai, lăsați că și domnul parlamentarii Drăgutescu. Social-democrați mai fac lucruri pe care n-ar trebui să le fac. Domnul Drăgutescu, dumneavoastră, când vorbiți de parlamentarii social-democrați, puteți să-mi spuneți. Da, așa cum eu vă spun. Au greșit. Nu au făcut parlamentarii social-democrați lucrul ăsta. Dar este strigător la cer cum îți folosești funcția de prefect pentru a merge și a face campanie electorală și a face circ în Petroșani. Toți faceți asta. Domnul Drăgutescu. Folosiți funcțiile pe care le aveți. Domnul Drăgutescu, președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor merge în județul Hunedoara și arată ceea ce a făcut. Că se ia ca și campanie electorală este cu totul și cu totul altceva. Dar merge în atribuția funcției pe care o au. Mai duceți pe aici, pe acolo, mai băgați bâtul prin gard. Domnul Drăgutescu, este normal să merg împreună cu Laurențiu Nistor pentru a arăta lucrurile pe care noi le-am făcut. Păi și dacă pot să merg și fără el, pot să merg și vicepreședință, mergem tot. Păi da, zic, la Consiliul Județean. Toți folosiți acest vehicul pentru campanie electorală. E o diferență. Noi când mergem să arătăm ceea ce am făcut noi, nu mergem să vedem exact. Una are instituția prefectului, are ce trebuie să facă și una face. Vom vedea ce se va întâmpla și în acest an și vom vedea ce se va întâmpla la anul, pentru că am văzut atât pe premierul Marcel Ciolacu, cât și pe președintele Klaus Iohannis lăsând să se înțeleagă că va fi un an greu. De fapt, eu mă uitam pe niște date astăzi. În primele 3 luni am plătit doar dobânzi. România a plătit doar dobânzi jumătate de miliard de euro. 7,5 miliarde de euro este deficitul bugetar la acest moment. Lucrurile vor fi complicate și va fi foarte greu. Cine nu spune asta, înseamnă că minte. Anul ăsta o mai scăldăm cum o mai scăldăm, aparențele trebuie menținute pentru că e an electoral. La anul va fi prăpăd. 7,5 miliarde. 7,5 miliarde. Domnule Drăgutescu, iar vreți să induceți teama cu televizorul. Este normal în orice, în orice societate. Hai, vreau să, dacă tot așa, căutați niște date și spuneți exact Statele Unite ale Americii câți bani au împrumuturi în bugetul Statelor Unite. Și veți vedea, veți rămâne surprins. Noi vorbim de deficit bugetar. Statele Unite ale Americii tipăresc bani. Păi da, și credeți că este bine că te păreți bani? Nu, dar Statele Unite ale Americii sunt Statele Unite ale Americii. Vă Dumnezeu. Păi și Consiliul Județean. Deci, v-am spus mai înainte, are în jur de 17% grad de îndatorare. Putem lua până la 30%, da? Și dacă luăm acești bani și luăm, înseamnă că îndatorăm județul în condițiile când eu fac un drum sau două drumuri sau fac bani sau fac investiții. Investiții care sunt pentru copiii copiilor noștri. Nu e normal ca și copiii copiilor noștri să contribuie la ceea ce... Da, totul normal, de gata. Nu e normal să avem o economie sănătoasă, să nu fie nevoie să ne împrumutăm. Dar nu... Dar de ce nu luați exemple? Dar de ce nu este normal? Economia Franței, dar de ce nu este normal ca dumneavoastră la Mondo, da, TV, să veniți cu camerele mari? De ce ați făcut investiții să luați camerele acestea? De ce ați luat, avem în spate ecranele astea, de ce ați făcut investiții? Dar nu avem împrumuturi. Poftim? Noi la Mondo TV. Nu ne-am împrumutat. Păi, acum ne-am întins cât filmăm cu asta mai. Dumneavoastră știți că era să zic
aveți o televiziune, dar nu mai era să zic, nu am zis. Aveți prieteni prin televiziunile din județ. Toate televiziunile, da. Cum și dumneavoastră sunteți așa prieteni. Este. Exact așa ca ceilalți. Da. Și ceilalți, da. Așa rău, este, rău. Da. Eu am avut mai mult noroc în viață și atunci au fiecare niște, cu norocul lui. Au niște camere mai performante. Sigur, noi avem niște minți mai performante, dar vedeți că nu stă totul în acest aspect. Poți să ai aparatură, poți să ai de toate, dacă nu ai omul, până la urmă, omul contează. Așa e? Da. Am văzut că la Consiliul Județean se întâmplă acum niște reparații. Mm. Am trecut eu pe acolo, ieri am trecut. Da. Pâș, pâș, să nu-mi cadă nimic în cap, eu merg mai pe sub strașină, așa. Ce lucrați acolo? Nu, este vorba de fântâna arteziană din fața Consiliului Județean, care va fi gata în maxim 20 de zile și cred că este un lucru pe care noi l-am făcut, un lucru pe care prefectul Marmeladă a zis Călin Marian. Potoliți, vă mai jigniți omul, da, prefectul Marmeladă. Domnul Răgădeu, păi domnul Răgădeu, câți oameni de afaceri au posibilitatea să facă marmeladă și să o vândă la instituțiile statului? Și instituții din subvenția Consiliului Județean au cumpărat dulceață. Direct nu a cumpărat. Nu direct, indirect. Nu, mai? Nu a luat. Mai dihai. Nu a luat. Nu a vândut. A vândut și dumneavoastră ați luat de acolo. Da, domnule, dacă Ioan, prefectul a venit aici și mi-a dat o dulceață de prune angustată, e foarte bună. Sunt sigur că și dumneavoastră, dacă parcă n-ați mâncat. Eu nu zic că nu este bună marmelada lui Călin Marian. Eu zic că modul cum el își folosește funcția de prefect pentru a vinde... E ceva ilegal acolo? Imoral. Imoral. Ilegal e? Ce nu e imoral în politică? Cum zic moldoveni, o leacă și ilegal. O leacă nu cred că da, e ilegal. Da, o leacă mai mult. O leacă mai mult. Dar e problema lui. Dacă, dacă mâine Călim Petru Marian vine spășit pe holul ăla cu covoarele alea pufoase... Acolo nu știu cum v-ați înțeles, că sunt la fel, adică de la jumătate le-ați luat când relațiile erau mai bune. Clădirea e toată, este a Consiliului Județean și orice facem acolo, facem pentru toată clădirea. Faceți pentru ei toată sunt, clădirea. Prefectura este, sau instituția prefectului este musafir la Consiliul Județean. Da. Deci dacă ar veni mâine... Și musafirii... Nu stau mult în Consiliul Județean, știți? Pentru domnul Drăgătescu, musafirii nu stau mult. Stau, văd că când stau și pleacă. Dar vă pleca. Dacă mâine Călim Petru Marian ar veni în Partidul Social Democrat, ar face cea mai bună dulceață, n-ar fi nimic imoral. Nu, domnul, domnul Drăgătescu, nu este adevărat. Nu este adevărat. Cum nu? Dacă eu vă spun... Da, la întâlnirea asta la care ați participat cu primarii din Valea Jurică, dumneavoastră, ultima dată când ați fost aici, aveați o curiozitate. Care cu pasarelele l-ați întrebat pe Tiberiu Iacobriți. Da. Cum faceți cu ele? Că da. Atunci când ați fost ultima dată, când Tiberiu Iacobriți era da, mi-a spus că... Dumneavoastră m-ați întrebat de pasarele și nu știam ce să vă spun. Da, și nici eu n-am avut... Am avut curiozitate și acum am aflat că proiectele au trecut și vor fi finanțate. De ce bine? Da, mergeți și dumneavoastră pe pasarele. Când vor fi gata, da. Când vor de, fi ce, gata. De ce nu? Dacă sunt la Petroșani, de ce nu? Dar nu, acum... Lăsăm la o parte gluma, lăsăm asta. Este, totuși trebuie să luăm în serios tot ceea ce se întâmplă în actul electoral. Eu cred că nu poți să vii cu o caricatură de circar să vii să candidezi la primăria municipiului Petroșani. Cu... Nu am dat nume, domnul Drăgătescu, nici nu știți. Nume, dar poate niște poate vreți să vreți să avea surpriză, că nu mă refer la ceea ce, la acela care dumneavoastră nu mă gândesc la niciunul, mă gândesc la oarecare. Publicitate, doamnelor și domnilor, că nu ne mai înțelegem, să revenim după pauza publicitară, să vedem negocierile de la pauză. Revenim! De anul acesta, o nouă școală post-liceală vă așteaptă în județul Hunedoara. Școala sanitară post-liceală Regina Maria Lupeni va deschide în luna mai seria înscrierilor la studiile de asistenți medical generaliști, într-un proiect care asigură următoarele beneficii cursanților. Școlarizare gratuită, cursuri de limba germană oferite de Senecura, loc de muncă asigurat la finalul celor 3 ani de cursuri într-una din clinicile deținute în Austria, cu 14 salarii pe an, stagiu de pregătire în Austria cu cazare și masă asigurate.
urmează cursurile școlii post-liceale sanitare Regina Maria Lupeni, susținute de Senecura. Detalii despre oferta educațională la 0728 775 981 sau pe www.sps-reginamaria.ro. Alege o pizza bună preparată după vechile rețete italienești. Te învățăm noi. Consulți meniul pensiunii Cheile Brăiței și alegi dintr-o gamă variată exact pizza pe care ți-o dorești în farfurie. Folosim ingrediente naturale, iar pizzarii noștri sunt gata să satisfacă și cele mai sofisticate gusturi. Mai mult, nu trebuie să ieși din casă pentru a-ți face pofta. Venim noi cu pizza livrată la domiciliu. Pune mâna pe telefon și comandă 0354 405 967 sau 0738 497 929. Cheile Brăiței. Pizza aia de care ți era dor. Acum, noua tehnologie a lentilelor biometrice este disponibilă și în Valea Jiulei. Vino în cel mai nou magazin Royal Optica din Petroșani pentru a face cunoștință cu tehnologia de ultimă generație atunci când vine vorba de ochii tăi. În România reprezentăm concernul german Rodenstock. Rodenstock este unul dintre marii producători de lentile oftalmice din lume și au lansat în premieră în România tehnologia de optimizare a lentilor biometrice. Acesta este motivul pentru care am venit aici, în Petroșani, la Royal Optica, pentru a lansa această tehnologie, tehnologie cu care îmbunătățim vederea oamenilor, realizăm lentile biometrice, lentile optimizate. Dincolo de dioptrii, măsurăm 80 de parametri biometrici ai ochiului, pe care îi folosim pentru a obține vederea cea mai clară pentru fiecare purtător. O echipă de profesioniști vă așteaptă zi de zi cu răbdare, grijă și mai ales profesionalism. Specialiștii noștri vă oferă determinarea gratuită a dioptriilor, consultații oftalmologice, ochelari inteligenți biometrici, toate cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație. Royal Optica, în Petroșan, zona Minion, față în față cu magazinul Carrefour. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza pe motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Acum ai motofereastrăul Stihl MS170 cu motor pe benzină la doar 1050 de lei. Descoperă întreaga ofertă promoțională în magazinele distribuitorilor noștri. Pentru și mai multe oferte promoționale la produsele Stihl, inclusiv accesoriile acestora, te așteptăm în magazinul Brian Impex, strada Nicolae Bălcescu, numărul 5, parter, vis-a-vis de piața agroalimentară Petroșani. Detalii și informații la telefon 0254 546 746 și 0728 932 427.
Am revenit, doamnelor și domnilor, mă uitam pentru că au apărut deja prin cutiile poștale ale cetățenilor tot felul de pliante. Așa se întâmplă în campanie electorală, corect. Să știți că așa este și în Franța, așa este și în Germania, așa este și în Statele Unite ale Americii. Bun. Va fi o campanie tensionată. E atipic, pentru că, de pildă, la alegerile europarlamentare sunt liste comune. Aceiași oameni în consiliile județene, în consiliile locale, la primării, la Consiliul Județean, se vor război, pentru că au candidați fiecare partid. Nu știu cum se va întâmpla asta, dar veți afla după 9 iunie, veți afla exact cum va fi acest război, care se războiesc oamenii. Veți vedea că Partidul Social Democrat cu Partidul Național Liberal sau Lista Comună va fi câștigătoare. Vom avea cei mai mulți europarlamentari trimiși la Bruxelles. Veți vedea că e posibil să continue această guvernare. Această combinație, ați vrut să ziceți între PNL și PSD, vom da viitorul guvern, viitoarea majoritate în Parlamentul... Sunteți foarte sigur pe dumneavoastră și e o perioadă în care nu e bine să fii atât de sigur. Nu, în politică niciodată să nu zici niciodată. În rest, poți să fii sigur, cum sunt foarte sigur pe ceea ce se întâmplă la Consiliul Județean, fiindcă munca care a fost depusă de echipa lui Laurențiu Nistor... Nu știți cum se mobilizează contracandidații. Domnule, foarte bine că m-ați pus această întrebare. Nu, întrebare. Nu, sau a spus această completare. Păi, nu cred că este o atitudine de viitor președinte al Consiliului Județean sau... Vorbeați mai înainte de deficit bugetar, vorbiți de buget și noi suntem, noi liberali, alungăm investitorii din județ. Revin la ceea ce spuneam, dar înseamnă că ai o personalitate dublă când astăzi pui un clip în care spui că ce au făcut românii, că au privatizat și a doua zi ștergi acel clip. Acea privatizare este o privatizare de bune practici, acea privatizare aduce enorm de mulți bani, 602 milioane de euro au intrat la bugetul de stat al României, acea privatizare aduce bani foarte mulți la bugetul primăriei Șoimuș și posibil ca primarul să intre în faliment fiind faptul că nu managerează așa cum trebuie banii sau bugetul acestei comune, dar nu suntem noi vinovați, cei de la Partidul Social Democrat. Nu înțeleg despre ce vorbiți. Nu, eu vă spun că asta stă numai în Valea Jiului, vreau să vă spun, eu venind de la județ, am venit și v-am spus ce se întâmplă în județul Hunedoara. Nu prea atâta prin județ, nu prea mai sunteți la curent atât de bine cu ce se întâmplă în Vale. Sunt la curent cu tot ceea ce au zis. Ceva la unde se împachetează cimentul. Sunt la curent cu tot ceea ce credeți dumneavoastră, domnul Răgutescu. Nu sunteți chiar atât de. Spuneți. Mai sunt și lucruri care vă scapă. Vreau să vă spun că se va asfalta și drumul care merge spre casa dumneavoastră. Poftim? Ați auzit bine. Și știu că îmi veți spune, nu că e asfaltat, nu? Până, de la drumul principal până la liceul... Ce ai dat colega mea? Până la liceul de informatică. Este bun drumul? Este un drum acceptabil. Mm. Se poate și mai bun. Păi, se va... Da. Mi-e frică acum cu alianța asta că o să am asfalt și în curte. Pe nu, unde nu, acolo sus sau noastră, lăsați că dacă punem asfalt în curte nu mai vin caprele, nu mai vin urșii. Da, vin căprioarele, nu mai vin caprele. În gândul dumneavoastră este, gata, l-am prins pe Avram, nu știe ce vorbește, că drumul la mine s-a făcut. A, că era odată vorba când se asfaltează, s-a asfaltat. Dar nu prin alt program de finanțare, prin Angel Salini. Mi-aduc aminte cât ați mai... Da, atât de malea cât și de drumul la noastră. Ducând înspre casa dumneavoastră. Vedeți, ni s-au asfaltat drumurile cam în aceeași perioadă. Dar oricum dumneavoastră era mai bun decât al meu. Acum mi s-a asfaltat acum când a venit acest program Angel Salini, da.
nu asfaltat pentru mine, că nu numai eu circul pe drumul ăla. Evident, cum nici dumneavoastră, în Slătinioara. Mai mult la Slătinioara cât circulă pe acolo. Sunt oameni, foarte mulți oameni în vârstă. E într-adevăr un lucru foarte important că acel drum s-a asfaltat, cum este foarte important că s-au asfaltat drumurile pe o mare parte din tronsoanele Văijului. Mai sunt încă, mai e de lucru și nădăjduiesc că până în 2028 se va încheia cu această campanie. Că de 30 și ceva de ani vorbim de drumuri neasfaltate, vorbim de găuri în asfalt, vorbim de gropi. Să terminăm cu infrastructura și apoi să ne apucăm serios de alte lucruri. Dacă o mai fi cineva prin Valea Jiului, pentru că în ritmul de depopulare... Mi-aduc aminte zone, la dumneavoastră când discutam despre investiții, despre Malea, despre drumul care duce la vila unde locuiți. Unde duce? La vila sau... La vila unde... Nu? Nu? Nu, că așa ziceau... Cineva la un televizor, la altă televiziune spunea că dumneavoastră locuiți într-o vilă, dar eu nu le-am dat dreptate și am spus că nu locuiți la vila. Nu, locuiesc într-o casă. Nu, că tot ziceam, doamne, mă bunește de presă, sunt foarte bogați. Și am zis, nu-i chiar așa. Nu. Eu v-am ținut parte, Dumneavoastră nu țineți partea tot timpul. Da, vă mai și țin partea, adică combat. Recunosc. Atunci când sunteți atacat, combat și eu, vedeți. Nu, și mă gândeam când cei de la Teatrul Ilie Sârbu din Petroșani mergeau pe stradă cu circarul în frunte și făceau activitate. Iar acum prefectul Marmeladă la o televiziune tot aici în Valea Jiului acuză administrația lui Laurențiu Nistor că bagă prea mulți bani în cultură. Domnul Drăgătescu, indiferent că ce va fi, cultura își are partea sa de bani. Așa că mi-am adus aminte, Partidul Social Democrat controla o televiziune în Valea Jiului și acum prin alianță controlează două, pentru că a venit, Partidul Național Liberal a venit la pachet cu o televiziune. Nu știu, și Partidul Național Liberal. Păi vedeți unde este implicat Adrian Zvâncă. Adrian Zvâncă e la Partidul Național Liberal. Așa înțeleg. Nu, s-a înscris în Partidul Național Liberal. Păi da, și a venit la pachet cu, înțeleg, controlează sau are o înțelegere cu... Da, așa este. Da, chiar a venit la mine la Consiliul Județean și mi-a spus că se ocupă, da. Acum e posibil că televiziunea, dacă vrea să mai fie televiziune, să nu devină... Dacă apare circarul mereu acolo, se duce dracului televiziunea. Dar este problema managementului pe care îl va folosi Adrian Zvâncă, nu? Până la urmă fiecare, da. Dumneavoastră, mă gândesc că aici circarii nu... Aici e o televiziune serioasă. Circarii nu au ce căuta. Aici, în urma unei negocieri la sânge, vedem ce se va întâmpla. Știți că la noi vine toată lumea. Au zis, da, dumneavoastră mi-a spus să vedeți o televiziune serioasă, circarii nu au ce căuta. Nu. Haideți să vă spun altceva. Vă rog. Garantăm că aici nu se va face circ. Da, noi nu mă bucură. Preconcepute. Dar circ aici nu se va face. Domnul, așa cum nu s-a făcut niciodată. Nu are cum să nu se facă circ atât timp cât dumneavoastră veți primi circare. Nu există. Veți vedea că nu se va face circ. Nu are cum. Veți vedea. Lăsați asta în seama mea. Că să lăsăm. O gestionăm. Să dăm timpului timp. Să dăm timpului timp. Bun. Ce știți, dumneavoastră, în discuțiile cu Laurențiu Nistor, când umblați cu Skoda aia, sau ce aveți acolo la Consiliul Județean? Era o Skoda Super. Duster. Nu mai e? Nu mai e. Skoda aia Super. Nu, Duster. Când mergeți cu Duster-ul, hâr, nu, dar sau merg cu mașina cu Skoda pe care o are președintele, împreună cu el. Am înțeles. Deci mergeți cu mașina. Prin județ, ce știți de listele Partidului Social Democrat? Ce consideri județeni vor fi din Valea Jiului? Nu s-a făcut în continuare, nu s-a făcut o listă. Eu cred că fiecare organizație din Valea Jiului va avea un consilier pe locuri eligibile. Locurile eligibile însemnând până la locul 20, fiindcă până acum am avut 17 consilieri, președintele 18, ne dorim 21 de consilieri, iar președintele să fie al 22-lea, asta însemnând 20, trăim din legislativul județean. Deci nu vreți să vă încurcați? Nu. Nu. Aveți... Deci și acum, până acum am avut jumătate plus 1, vom avea 22 împreună cu președintele. Deci
Partidul Social Democrat și-a propus 21 de consilieri județeni. Iar Valea Jiului, iar Valea Jiului va avea 6 consilieri județeni. Fiecare organizație va avea un consilier pe listă eligibilă. Pe loc eligibil. Pentru că dumneavoastră ați fost la ședințele Consiliului Județean, că vă văd acolo întotdeauna, stați în prezidiu. Rar s-a întâmplat să nu fiți. Cine numai, știe numai ce dacă să se fi întâmplat. Da. Da. Eu o să vă fac o hârtie. Da. Să-mi spuneți cu ce s-au ocupat consilierii județeni din Valea Jiului. Da. Printre aceștia fiind și, că tot vorbeam de Adrian Zvâncă, cred că din partea Pro-România. Pro-România, da. Așa. Cu ce s-au ocupat în cei acum, patru? Domnul Drăgulescu, acum... Consilierii județeni, trebuie domnul să știi. Domnul Drăgulescu, dacă ești în majoritate, poți să spui un cuvânt. Dacă nu, nu poți să spui cuvântul. Adică poți să spui proiecte. Poți să faci proiectul, știi? Și? Proiectul și dacă proiectul e bun pentru comunitate? Păi da, dar să fac, corect, dar să facă acel proiect. Da. Eu zic că consilierii județeni PSD toți au fost parte la proiectele pe care le are. Mă gândeam eu consilierii PSD au făcut numai bine și ceilalți numai rău, dar de asta zic eu, o să vă întreb pentru că de obicei cei care pot face proiecte sunt președintele Consiliului Județean, vicepreședinte și consilierii. Dar de ce? Consilierii pot face. Cum? Dar asta nu înseamnă, ba da, eu ce am spus acum, asta nu înseamnă că consilierii nu pot face proiecte, dar vin, discută cu conducerea Consiliului Județean și ele se materializează prin proiecte care sunt și realizabile. În același timp trebuie să vedem exact dacă implică bani, trebuie să găsim sursa de finanțare, iar dacă nu, trebuie să facem în așa fel încât să întrunim numărul celor majorității. Și de obicei toate proiectele care au fost la sugestia consilierilor județeni și au fost benefice pentru județul Hunedoara, au trecut. Păi, domnul Drăgutescu, ca să vedeți dumneavoastră, și bugetul Consiliului Județean a trecut în unanimitate. Asta arată că noi, conducerea Consiliului Județean, Laurențiu Nistor și noi, cei care am propus bugetul spre aprobarea Consiliului Județean, a fost un proiect bun, datorită faptului că a fost în unanimitate de trecut. Votat în unanimitate. Nu credeți că această alianță ar fi fost mai oportună după alegere? Adică fiecare în parte nu ar fi luat mai multe mandate? Vorbim de europarlamentare, PSD plus. Nu știu să vă dau răspuns la această întrebare. Părerea mea este că prin această alianță se arată unitatea pe care poate da dovadă cele două partide, având în vedere faptul că ele sunt și la guvernare, da? La nivel local a lăsat la latitudinea fiecărui județ să facă ce crede mai bine. Noi, la Consiliul Județean și în toate primăriile din județul Hunedoara, candidăm singuri, suntem pe liste singuri, cum și Partidul Național Liberal. Între noi, cele două partide diferențiază procentele pe care le vom lua. Acum vedem noi. Domnul Drăgutescu, ne întâlnim aici. Ne întâlnim, știți că ne întâlnim. Dacă vor lua 15%, să fie mulțumiți. 15%? Partidul Național Liberal? Da. Adică va fi sub aur în județul Hunedoara? Nu știu dacă va fi sub aur, dar e și aurul jos. Și atunci poate să fie un pic deasupra aurului. Cât veți lua? Cât va lua PSD-ul? 70%? Ce tot? PSD-ul, după redistribuire, poate lua aproape 60%. Vom vedea. Om trăi și om vedea. Sunteți... Nu, sigur vom trăi, sigur vom și vedea. Să ajute Dumnezeu și să trăim și să și vedem. De acord. Ce se va întâmpla. Nu procentul ăsta neapărat, pentru că niciodată, să știți că în democrație nu sunt sănătoase aceste cifre. Domnul nostru, m-ați întrebat despre ceea ce creează, ne dorim noi. Creează o disproporție foarte mare. Dacă nici cei de la partidul, nici Vietuța, nici prefectul Marmeladă nu au știut să vină, nu au știut să țină uniți primarii și oamenii din Partidul Național Liberal, nu suntem noi vinovați. Noi nu am, ei au bătut la poarta noastră, au zis că vor să vină, nu putem să-i dăm, au fost și unii care nu au fost primiți în Partidul Social Democrat. Să nu credeți că nu mai sunt care nu sunt și alții care și-au dorit să vină. Ba da, au fost și alții care și-au dorit. Cine? Dar nu. Păi, dați-mi un nume. Nu ați văzut acum ce se întâmplă acum la... Poftim? Un nume. Primar de comune.
Dați-mi un nume primarului cum. Lăpugiu. Lăpugiu. Cine e la Lăpugiu? Băi, atunci m-ați întrebat. Lăpugiu. Se ruga. Și mai mulți ca el. Mai mulți. Și nu i-ați primit? Nu. De ce? Nu merită. Ați făcut o măsurătoare și bateți cu candidații pe care îi aveți. Și asta e adevărat. Păi, despre asta. Mă gândeam că e un, e un calcul politic. Va avea Valea Jiurii vicepreședinte la Consiliu. Acum sunt 6 administrații publice locale. Eu cred că alegerea vicepreședinților este menirea celui care va fi președinte, adică Laurențiu Nistor. El trebuie să-și aleagă cu cine va lucra în viitorii 4 ani. Nu știu să vă spun la ora aceasta dacă Valea Jiurii va avea vicepreședinte sau va avea, nu va avea sau va avea. Este atributul 100% a celui care va fi președinte, adică al lui Laurențiu Nistor. Administrator public 100% va avea. Dumneavoastră veți fi. Da. Înțeleg. Așa am avut discuția cu dumnealui, l-am auzit la mai multe emisiuni în care a spus că tandem cu Costel Avram, administrator public. De obicei, dacă el promite, se ține de cuvânt. Drumul spre Lunca Florii? Sunt oameni care ne întreabă. Da, drumul acesta a fost preluat de către Consiliul Județean Hunedoara. A fost drum care făcea parte din OAT Petrila. Discuțiile care s-au purtat la Consiliul Județean între președinte, primar, am fost și subsemnatul, a fost că acest drum trebuie să fie luat în administrare de către Consiliul Județean pentru a-și finaliza și ei proiectul schiabil de la Lunca Florii. Deci eu cred că lucrurile merg pe ideea, pe calea cea bună. Vom avea grijă, începând de anul acesta, cu drumul până la Lunca Florii. Drumul are în total 15,6 km și încet, încet, dacă apare și alt ghid de finanțare, vom încerca să prindem bani pentru, vom scrie proiecte pentru a-l face, ca în timpul când va fi gata și domeniul schiabil să fie și drumul gata. Se va implica Consiliul Județean Hunedoara în finanțarea echipei Jiul Petroșani. La Hunedoara vă implicați în finanțarea Corvinului. Domnul Drăgutescu, am văzut, mi-a scris și niște oameni din Valea Jiului. De obicei, Consiliul Județean Hunedoara sprijină performanța. Nimeni nu poate să spună că Consiliul Județean a investit în Corvinul, dar Corvinul, vedeți că este semifinalist a Cupei României. Corvinul anul viitor va accede în Superligă, dar în același timp trebuie să vedem exact și în Valea Jiului. Voi avea o discuție cu președintele, cred că trebuie să ne aplecăm fața și către Jiul Petroșani. Jiul Petroșani, dacă ar fi ajutată, cred că ar putea face performanță și să nu uităm că sunt în Valea Jiului. Corvinul se duce acum a doua oară după 40 de ani în semifinala Cupei României, dar Jiul Petroșani a câștigat Cupa României. Deci dacă este să ne luăm după istorie, istoria este mai bogată a Jiului Petroșani, dar Hunedoara acum are o echipă care va ataca cu brio anul viitor Superliga și cred că trebuie să găsim soluțiile și pentru Jiul Petroșani. Jiul Petroșani, Minerul Lupeni? Cred că trebuie să luăm o echipă simbol pentru Valea Jiului. Jiul Petroșani. Da, eu cred acest lucru. Vom vedea ce se va întâmpla. Veți veni la Petroșani în campanie? Dacă am timp, sigur voi veni în campanie pentru Partidul Social Democrat. Da? De ce zâmbiți? Acum vreo lună erați foarte ocupat. Dar auziți. Nu. Vreau să vă spun că mă ocup și de Răchitova Nu. Vă spun ceva care dumneavoastră nu știți. Săptămâna trecută am fost numit de biroul organizației DEVA ca director de campanie a candidatului Lucian Rus. Costel Avram. Și mi-e greu. Domiciliul la Petroșani, trebuie să mă ocup și de hații, sunt director la campanie electorală la DEVA și în același timp trebuie să fac treaba și la Consiliul Județean. Câte atribuții? Da, le duc pe toate. Da, vreau să vă văd și la Petroșani, pentru că aici vă cunoaște lumea și
împreună cu Tiberiu Iacobriți. Voi veni alături de Laurențiu Nistor, de Tiberiu Iacobriți. Până la urmă, toată, nu pun problema mea personală în față. Da, sunt membru unui partid politic și sunt alături de Partidul Social Democrat. Da, sunt disciplinat. Totdeauna am fost disciplinat. Acolo unde am fost domnul Drăgătescu, mi-am făcut treaba. Și fiți sigur că și aici unde sunt, îmi fac treaba. Sunteți, din acest punct de vedere, un om fidel. Odată ce bate palma, înțeleg că există posibilitatea unei înțelegeri cu fostul director al Teatrului Dramatic de Sârbu, ca acesta să revină în poziția de umblă zvonul prin urbe. Niciodată nu cred, fiindcă el nu a fost în stare să vină la un concurs. Mă miră acum faptul că acest circar vine și cere votul petroșanilor în condițiile în care... Mi-ați răspuns la întrebare... Dar nu! Păi, cum să-l pui, că el nu a fost în stare să vină la un concurs, să câștige și după aceea să rămână circar, mulțumesc șef. Pentru... Din păcate, se vine și cere votul petroșanilor. Niciodată petroșanenii nu vor da votul fiecare, pentru un circar. Fiecare om iar Partidul liber, Național Liberal, liber cu circarul la funcția de primar, va pierde cu brio. Fiecare e important să vreți să punem un pariu acum, să vedeți dumneavoastră acum, auziți, să vedeți pe Facebook acum ce va face cu Avram. Avram nu candidează. Circarul candidează. Mulțumesc pentru participarea la această... Și eu vă mulțumesc, domnul Drăgătescu, și aștept să mă invitați. Da, vă invitați. Din postura de necandidat. Acum, sigur... Dumneavoastră acum veți fi ocupat cu campania electorală, da, cu... Da, da, da. Păi. Cu campania electorală. Dar să mă întrebați și pe mine despre ce face județul, de activități, investițiile, că eu vin evident, să da, și fără să cer votul pentru șenilor. Și dumneavoastră acum aveți fi ocupat cu campania electorală. Mai, dacă mă invitați, îmi fac timp. Cu județul oricând, mai domnul Drăgătescu, ușor până fac, după 9 iunie. Îmi fac timp pentru... Da? Da, da. Am înțeles, o să țin cont de lucrul ăsta, da. Și o să vă mulțumesc. Invit cu drag în studio. Asta a fost totul. Mâine ne vedem de la orele 16, doamnelor și domnilor. E o perioadă interesantă, e o perioadă importantă. Am văzut că se încearcă minimalizarea acestui proces electoral. Văd mai ales cei care sunt în funcții, discursul e cam așa. Alegeri. Noi avem problemele comunității. Ne și încurcă alegerile. Nu. Este cel mai important exercițiu din 4 în 4 ani de revalidare sau de validare a unui om. Este foarte important. Știu că spuneți, nu avem de unde alege. E foarte important să vă prezentați la urne, doamnelor și domnilor, și să alegeți răul cel mai mic. Este un semnal important pe care societatea îl poate da și pe care trebuie să îl dea în perioada asta. Va fi un an complicat, mult mai complicat decât cred mulți. Veți vedea, vor fi acum europarlamentarele, vor fi localele care includ tot acest slot de primar, consilier local, consilier județean, președinte, consiliu județean, vin prezidențialele, vin parlamentarele, lucrurile nu vor mai fi aceleași, pentru că, doamnelor și domnilor, ce are omul este doar clipa de acum, nu știm mâine ce va fi. Foarte important, începând de astăzi, Mondo TV demarează o campanie unde vă invităm să fiți alături de noi, fie înviere în vale, așa se numește această campanie, cum vedeți și pe micul ecran. Este o campanie în care încercăm să venim în sprijinul familiilor nevoiașe din Valea Jiului. Sunt foarte mulți oameni care în această perioadă țin post, sunt foarte mulți oameni creștini. Sfântul Apostol Iacob spunea, credința fără faptă moartă este. Și așa este, doamnelor și domnilor, să nu fim creștini doar cu vorba. Să fim creștini și cu fapta. Avem două puncte de colectare. Unul este situat la Kaufland, în cel mai mare supermarket din Valea Jiului. În interior găsiți o urnă, un container pe care cei de la Kaufland au avut amabilitatea să ne permită să îl instalăm acolo. Cel de-al doilea punct este la Universitatea din Petroșani, în Corpul Nou. Vom strânge alimente neperisabile pe care în săptămâna mare le vom împărți câtorva zeci de familii din toată Valea Jiului. Vă așteptăm așadar acolo cu drag
vor fi oamenii noștri care vor sorta aceste lucruri, apoi le vom împărți. Parteneri ne sunt cei de la Universitatea din Petroșan, dar și Asociația Drumuri prin Vale. Este un moment important, este postul Paștelui și din puținul nostru, care o sticlă de ulei, care un kilogram de zahăr, care o ciocolată. Gândiți-vă câți oameni necăjiți la care nimeni nu le mai bate la ușă sunt în această perioadă. De asemenea, luni, foarte importantă informația asta, după amiază vom avea posibilitatea să ne întâlnim la Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroșani cu Ciomâzgă, Constantin Ciomâzgă, unul dintre scriitorii importanți ai României, fost jurnalist, un scriitor creștin, un om care vorbi odată și nu o făcu rău, nu întâmplător folosesc acest dialect, despre multe lucruri importante care frământă societatea noastră. Cornel Ciomâzgă își va lansa noul volum la Petroșani, așadar, lunea viitoare la Sala de Marmură, și o informație în premieră: prefectul județului Hunedoara va fi o doamnă apropiată de liberali, apropiată de primarul municipiului Deva. Veți vedea despre cine este vorba și veți auzi. Am difuzat această informație în premieră, ca să știți că știm. Mulțumim că v-ați uitat la noi, dacă ați făcut treaba asta. Mulțumim, domnule Avram, că ați venit. Mult succes în campania electorală. Deci veți fi la Deva. M-ați dat cu totul peste cap. Eu mă gândeam că vă văd pe la Râul de Mor, pe la Sarmisegetuza, că ne întâlnim pe la Totești, pe la prietenul dumneavoastră pe acolo. Că stăm la Răchitova. Vom întâlni peste tot. Da? Deci veți fi... Și duminică sunt la, alături de președinte, la lansare, la Boșorod, la Tomești. Ce lansare la Boșorod? Lansarea candidatului de primar. Am crezut că lansați ceva la Boșorod. Deci... Candidatul acolo am lansat, prin ordinul începerea lucrărilor, o investiție de 5,5 km, un drum. Nu e rău. Mulțumesc pentru că ați participat la această emisiune. Vine Adina Risipitu în cel mai scurt timp. Doamne ajută, vine Adina Risipitu cu știrile.